Acțiunile polițiștilor locale de pistare a cerșetorilor și oamenilor străzii continuă. Pe stradă ajung și oamenii care nu se mai înțeleg cu propriile familii și se complac în mizerie, refuzând ajutorul. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranță și Ordine Publică desfășoară în continuare activități specifice de identificare, preluare din stradă și predare către serviciile sociale specializate a persoanelor care apelează la mila publică sau care fac parte din categoria oamenilor străzii aflate pe a municipiului Timișoara. Există numeroase situații în care cei care locuiesc pe stradă au venituri sau domiciliu în oraș, cu toate acestea aleg să stea pe stradă, în unele cazuri neexistând posibilitatea de a obliga să rămână în centrele sociale. Spre exemplu, o astfel de persoană a fost depistată pe splaiul Sofocle, în apropierea podului Modoș. Aici un bărbat de 70 de ani care are domiciliul în Timișoara, dar care a plecat de acasă în urma unor neînțelegeri cu familia și a făcut culcuș adunând lângă el foarte multe deșeuri. Un alt caz a fost constatat pe calea martirilor, unde un bărbat în vârstă de 56 de ani, care prezintă o problemă la membrele inferioare, fiind în scaunul cu rotile, s-a aciuit printre oamenii străzii și refuză orice fel de internare în un centru social, dar și să mai ia legătura cu propria familie. Cel în cauză a fost director la o companie în urmă cu câțiva ani, are o pensie peste medie, dar preferă să stea pe stradă. În cadrul acțiunilor întreprinse, cele două persoane au refuzat orice sprijin din partea polițiștilor locali privind transportul către centrele specializate în vederea acordării de asistență, dar cu toate acestea polițiștii locali au informat direcția de asistență socială despre situația lor. Un alt caz constatat chiar la sfârșitul acestei săptămâni este cel al unei femei de 54 de ani din Mehedinți care se află cu foarte multe bagaje lângă centrul social de pe strada Telegrafului, dar a refuzat să beneficieze de serviciile asistenților sociali. Femeia care are probleme de natură psihică a mai fost internată la clinicile din Gătaia și de pe strada Ioan Văcărescu. Polițiștii locali au apelat la serviciul de ambulanță care a preluat-o spre internare la clinica de psihiatrie Eduard Panfil. Poliția locală Timișoara continuă acțiunile de depistare și preluare din stradă a unor astfel de persoane, dar atrage din nou atenția cetățenilor să nu le mai dea bani deoarece în acest fel cercetătorii și oamenii străzii sunt menținuți în stradă cu atât mai mult cu cât există persoane care fac mai mulți bani din cerșit, dar și persoane care se complac cu această viață mizeră și nu doresc să beneficieze de ajutor. Timișorenii care observă astfel de persoane pot se la dispeceratul poliției locale la numărul de telefon 0256 968 sau 0256 246 112 pentru ca polițiștii locali să se deplaseze și să ia măsurile legale în funcție de caz. Doar cu sprijinul cetățenilor atât în ceea ce privește semnalarea unor astfel de cazuri, cât și încetând să le mai dăm bani pot fi reintegrați în societate, transmit reprezentanții Poliției Locale Timișoara.